Bine ați venit la închinare în casa Domnului și împreună cu cel ce a compus aceste imnuri de laudă, să venim și noi împreună, să stăm ridicați și să lăudăm pe Cel ce este marele nostru Creator și prin creație, prin tot ce a creat, vedem cât este de mare Dumnezeul nostru. Vă invit să facem cu bucurie lauda înaintea Lui, ca Domnul să se bucure, noi să ne bucurăm și împreună să simțim părtășia aceasta a Domnului cu noi împreună. Slăvit și înălțat să fie Cel ce este vrednic de aceasta, vrednic să fie lăudat, vrednic să fie înălțat, vrednic de închinare, vrednic de mulțumirile noastre, de recunoștința care suntem datori să-i o aducem întotdeauna când suntem înaintea Lui.
să-L lăudăm, să-L binecuvântăm, să-I mulțumim. Psalmistul spunea că, de fapt, din înaintea zorilor, o iau, spunea el, înaintea zorilor, ca să te laud, Dumnezeule. Așa să facem și noi, înainte de a răsări zorile, înainte de a vedea lumina zilei, să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este bun și față de noi se poartă cu o îndurare așa de mare în care nu o putem înțelege. Dar nu numai dimineața, spunea el că și noaptea, când se pune în așternutul lui, se pune și adoarme în pace, spuneam Psalmul 4, pentru că mâna lui Dumnezeu îl ocrotește și este cu el. Iată dar că Dumnezeul nostru minunat, căruia îi cântăm, despre care vorbim și care recunoaștem că este Dumnezeul nostru de dimineață până noapte, apoi în așternutul nostru până iarăși dimineața, ne ocrotește, este cu noi și ne binecuvintează. Considerăm că în prezența Lui și înaintea Lui trebuie să medităm la toate îndurările care le arată față de noi, la harul care ni-l dăruiește și pentru care suntem datori să aducem recunoștința noastră. De aceea vă invit în rugăciunea aceasta să-I mulțumim Dumnezeului nostru, să-L binecuvântăm, să-L slăvim, să rugăm ca și în seara aceasta să fie aici cu noi și să ne facă să-I simțim prezența prin harul Lui care ne-l dă, prin binecuvântările Lui, prin cuvântul sfatului, lumina care ne-o dăruiește. Haideți să ne închinăm înaintea Lui și El să ne asculte. Amin. Vă invit să deschidem cuvântul Domnului la Epistola către Evrei, capitolul 12, citim versetele 12, 13 și 14.
Evrei, capitolul 12, începând cu versetul 12. Cuvântul Domnului ne spune: Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru harul de care ne-a făcut parte ca și în seara aceasta să fim împreună înaintea Lui, în prezența Lui, în casa Lui, la închinare, loc în care cred că scopul principal este să medităm la noi, la viața noastră, la consecințele trăirii noastre, dar în același timp să vedem salvarea adusă de Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, posibilitatea redresării după voia Lui și a ajungerii în mântuire. Fie dar și seara aceasta o seară de cercetare în care Dumnezeu să ne vorbească, fie prin cântările de laudă care le vom cânta pentru slava Lui, fie prin cuvântul Lui, și să ne mărească credința în așa fel cât atunci când ne vom ruga, fie la mijlocul programului, fie la încheiere, fie în alte ocazii, credința noastră să fie întărită în încredere în Dumnezeul nostru, care ne poate rezolva problemele în orice domeniu al vieții. Fie El binecuvântat și numele Lui slăvit. Vă spunem tuturor celor ce în seara aceasta sunteți împreună cu noi la închinare, un bun venit la casa Domnului. Cred că nu este o greșeală să vă urăm un bun venit. Un bun venit atunci când avem un scop bun și trebuie să avem un scop bun. Apostolul Pavel spunea, când era vorba de urări de bun venit, și nu numai el, dar și Apostolul Ioan în epistola lui, în cele două epistole spunea că nu este bine să spui bun venit anumitor oameni, categorii de oameni. Spunea el, măcar că zic frate, trăiesc în cutare și cutare lucru. Dar tuturor celor ce au un scop bun și vin la casa lui Dumnezeu ca să se închine lui Dumnezeu, sincer, cu o inimă curată, e bine, e normal, e frumos să le spunem un bun venit. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Domnul să lucreze și în seara aceasta la caracterul nostru, o modelare după voia Lui, ca totdeauna să corespundem voii Lui și să ne câștigăm mântuirea sufletului. Dumnezeu să facă lucrul acesta. Amin. Continuăm așa cum obișnuim la întâlnirile noastre să-L slăvim pe Domnul. Lucrul cel mai important și prioritate între noi este să-L lăudăm pe Dumnezeul nostru. O facem și în seara aceasta prin cântări, apoi ne vom ruga și vom asculta cuvântul Domnului. Și una și celelalte sunt atât de importante. Dacă îl slăvim pe Dumnezeul nostru și El primește laudele noastre, fiți siguri că El este și gata să răspundă rugăciunilor noastre. Și nu numai atât, este gata să ne călăuzească cu sfatul Lui, așa cum spunea psalmistul, până ne va primi în slavă. Dar până atunci, Dumnezeu să ne ajute să trăim o viață după voia Lui. Amin. Continuăm împreună cu grupul de laudă din seara aceasta să-L slăvim pe Domnul. Apoi, corul bisericii slăvește pe Domnul cu o cântare, după care sora Debora Bădiță slăvește pe Domnul cântând. Thank you.
găsit când eu pierdut în mine. Părăsc din neam pe altarele de luni, când prăbușiți în cea neputință, când faptele să mă îmbraci cu dragostea din cânt. Și mi-ai șoptit, tu ești mărgăritarul, în dragostea mea purul să rămân. Tu m-ai cules din pulvere cu harul, ca să mă îmbraci că cearul tău îmi este de ajuns. Tu m-ai cules din pulvere cu harul, ca să mă îmbraci cu dragostea din cânt. Și mi-ai șoptit, tu ești mărgăritarul, în dragostea.
vreau să fiu mai aproape de El, pe Mesia cu cât îl iubesc, cu atât mi-e mai drag numele Său. Pe Iisus cu cât îl cunosc, cu atât vreau să fiu mai aproape de El, pe Mesia cu cât îl iubesc, cu atât mi-e mai drag numele Său. El e mai dulce ca mierea din foagul, mai prețios ca orice Denisia și Hedesa Coșocărescu vor slăvi pe Domnul, apoi din nou corul cântă pentru slava Domnului.
dorim să facem și o rugăciune, așa cum obișnuim noi de fiecare dată. Sigur, nu este doar o obișnuință, ci este o nevoie care o considerăm absolută, pentru că depindem de Dumnezeul nostru în rezolvarea oricărei probleme ale vieții noastre, fie de natură spirituală, fie de natură fizică, în toate avem nevoie de Dumnezeu. Prima motivație a rugăciunii, dorim să ne rugăm Domnului pentru cei ce trec prin suferință, dar nu numai pentru boala lor. Omul atunci când ajunge în suferință, poate ajunge și în descurajare în același timp. Contextul care cuprinde versetele citite în seara aceasta vorbește de fapt, după ce încheie cu norul de martori din capitolul 11, unde vorbește despre martorii credinței, despre cei care au mărturisit credința lor și au rămas statornici prin circumstanțele grele de neconceput a unora. Și îl dă exemplu acolo pe Noe, pe Iov, pe atâția alții. Toți aceștia au biruit prin credință. Dar o încheie cu versetul 12, când ni se adresează nouă, cu capitolul 12, când ni se adresează nouă și ne atrage atenția, vedeți, uitați-vă la istorie, suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, oameni care au fost încercați în viața lor, dar care au trecut cu biruință prin încercări. Și aceasta ar trebui să ne dea nouă curaj în încercările vieții noastre, că Dumnezeu este Cel ce ne aduce salvarea. Dar sigur, atunci când este omul în încercare, totdeauna își pune problema și întrebarea, de ce? Doamne, de ce? Ne uităm în jurul nostru și parcă vedem oameni care sunt mai păcătoși decât noi, așa ni se pare nouă, și totuși le merge bine. Într-o bună zi și Asaf, spunem Psalmul 73, că era în aceea situație. El s-a uitat la alții și a văzut că lor le merge bine. Folosește o expresie acolo care parcă îl descurajează și mai mult. Ei n-au parte nici măcar de durerile omenești. Ca alți oameni, bolnavi, în lipsă, în nevoi, în probleme care să-i frământe. Și mai spune încă ceva, ei blastămă pe Dumnezeu și scapă. Și atunci se uită la el și apare descurajarea. Sigur, despre aceasta ni se va vorbi în seara aceasta, dar vreau să vă spun că în jurul unei concluzii, tot capitolul 12 se învârte și spune în versetul 6, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cunuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Ce așteptăm noi de la Dumnezeu? Așteptăm dragostea Lui care să fie deplină în noi, să se dovedească față de noi și ea se va dovedi. De altfel, de aceea a trimis pe Iisus în lumea noastră, ca să-și arate dragostea Lui deplină față de fiecare din noi. Dar am vorbit în alte circumstanțe despre dragostea Lui Dumnezeu, care de fapt, câteodată se manifestă prin disciplinare. Dragostea Lui Dumnezeu față de noi se manifestă prin disciplinare. Și atunci când ajunge omul în situații neplăcute în viața lui, parcă descurajează. Dar vreau să vă încurajez prin cuvântul lui Dumnezeu. Orice încercare a vieții noastre și în viața noastră, dovedește dragostea lui Dumnezeu. Orice încercare dovedește dragostea lui Dumnezeu. Orice încercare ne asigură prin biruință, dacă o biruim, primirea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne primește ca pe niște fii. Acesta este scopul vieții noastre.
să vedem iubirea lui Dumnezeu arătată față de noi, desăvârșită, prin faptul că ne primește ca pe niște fii în împărăția Lui. De aceea, aș vrea să vă încurajez, indiferent care sunt circumstanțele vieții cu care ne confruntăm, boală, nevoie, neajuns, eu știu, alte incidente care le avem noi în viața aceasta și care ne produc durere, răni, să ținem cont de dragostea lui Dumnezeu care în acele momente se dovedește față de noi și de asigurarea că trecând cu biruință prin ele, El ne va primi. Dorim să ne rugăm Domnului pentru cei bolnavi, cei bolnavi pe care îi știm, dar revin, sunt atâtea circumstanțe care creează descurajare în viața noastră. Haideți să ne rugăm și pentru cei descurajați, ca Dumnezeu să îi întărească, mâini obosite, genunchi slăbănojiți și Dumnezeu să dea biruință și putere, pentru ca toți să înaintăm după cum vrea El, cu sârguință, cu alergare stăruitoare, până când vom pune mâna pe cunună. Dumnezeu să se îndure de toți. Avem listele cu cei bolnavi. Domnul să-i aibă înaintea Lui totdeauna și noi să-i aducem la fel pe brațul nostru de rugăciune, neputincios, dar îi aducem înaintea și în prezența Celui ce poate rezolva orice problemă. Dumnezeu să se îndure. Printre cei pe care îi știm, îi cunoaștem în seara aceasta, mai avem pe Nicu Bocșa, care este bolnav și care are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Nu vedem nici pe sora Magda Chiș în seara aceasta aici împreună cu noi. Continuăm să ne rugăm Domnului pentru ea. Domnul să se îndure de toate aceste probleme care le aducem înaintea Lui și să le rezolve El după voia și îndurarea Lui. Amin. Apoi ne rugăm Domnului pentru cele trei familii, familia Young, fratele Nicu, sora Diana, familia Ibănișteanu, fratele Eusebiu și sora Maria și sora Maria Ignatovici. Pentru toate aceste familii ne rugăm Domnului. Sora Maria Ignatovici este printre noi, dar de atâtea ori când vrem să o amintim înaintea Domnului sau are ocazia să ne spună, să ne rugăm și pentru familia ei. Cel puțin pentru Georgel, care a fost pe aici printre noi și a cărei mântuire mama și-o dorește. Haideți să o dorim și noi și să-L rugăm pe Dumnezeu să o dea, El care o poate. Ne rugăm Domnului și pentru cuvântul din seara aceasta, cuvântul care ne va fi vestit să ne fie de folos pentru fiecare din noi, să ajute la consolidarea noastră spirituală de care avem trebuință, mai ales acum, în vremea aceasta grea cu care ne confruntăm înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Trebuie să fim gata. De ce să nu avem sufletul liber, pregătit pentru întâmpinarea Domnului nostru? Să ne rugăm Domnului ca acest cuvânt să fie inspirat și să ne fie de folos pentru fiecare din noi. Pentru aceste motive vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului și Domnul să ne asculte. Amin.
Vă invit să reocupăm locurile. Cântăm din nou pentru slava Domnului împreună cu grupul de laudă. În timpul acesta dăruim Domnului darurile noastre de bunăvoie din seara aceasta. După cântarea în comun, Domnul să binecuvinteze pe fratele George Cojucărescu, care în seara aceasta are mesajul Evangheliei pentru noi. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. El e pricina la
sfânt e numai.